Înfruntarea durerii. Părinte, despre care durere spuneți că este de nesuportat? Durerea care face să-ți curgă lacrimi din ochi. Aceste lacrimi nu sunt nici de pocăință, nici de veselie. Unde le așezăm? Ce spui? Oare aceasta nu este o mucenicie, părinte? Da, mucenicie este. Părinte, atunci când am o durere foarte mare, îmi vine greu să spun slavă ție, Dumnezeule. Dar de ce-ți vine greu? Gândește de ce a suferit Hristos. Bătăi, ocări, biciuire, răstignire. Și pe toate ele a suferit fără de păcat fiind, pentru mântuirea noastră. Iar pe tine când te doare să spui, pentru dragostea ta, Hristos al meu, voi răbda. Părinte, de ce este trebuință pentru a depăși durerea? De bărbăție și silință. Dar durerea insuportabilă cum o poate înfrunta cineva? Dacă este un om lumesc, cu o cântare. Dacă este om duhovnicesc, cu psalmodia. Odată tatăl meu avea temperatură și o durere puternică de cap. Și atunci ce face? Mănâncă o sardea sărată, bea și un pahar cu vin și începe să cânte. Deșteaptă-te, sărmane oropsit! Și alte cântece de haiducie, după care s-a făcut bine. Așa să cântăm și noi, ca să se împrăștie durerea. Și într-o zi am răcit și m-a luat o durere de cap, de parcă voia să mi-l spargă. Atunci am început o psalmodie foarte frumoasă și imediat mi-a dispărut durerea de cap. Într-adevăr, psalmodia împreună cu rugăciunea lui Iisus ajută foarte mult în aceste cazuri. Înmoaie sufletul, îl îndulcește, pentru că mâhnirile și durerile neîncetate îl răpun și îl răcesc. Și noaptea trecută nu am putut dormi din pricina durerii. Mi-am spus că dacă voi muri înainte de a se face ziua, voi avea o zi mare, căci în cealaltă viață nu se va însera niciodată. Nici nu va fi noapte ca să se facă ziua. Apoi am luat un medicament. Am cântat pentru durerile sfinților, troparul sfinților 40 de mucenici. Iar efectul acestei pastile durează toată noaptea. Medicii au astfel de pastile aici la voi? Fă misiune împreună cu noi. Te invităm cu drag să te înscrii la canal.